tot despre educație. Ai carte, ai parte, un proverb susținut acum și de cifre. Ziarul Financiar a făcut o analiză a creșterilor salariale ale românilor după ce i-a împărțit în două categorii, absolvenți de facultate și muncitori calificați. Studiul are o concluzie ușor de anticipat, însă cifrele sunt cele asupra cărora trebuie să ne aplecăm. În România, salariul unui absolvent de facultate crește cu până la 200% în primii 5 ani de muncă, pe când salariul unui muncitor în fabrică se majorează în aceeași perioadă cu doar 41%. Campionii aprecierilor salariale sunt absolvenții de studii IT și de contabilitate. Asta arată cifrele unui studiu efectuat în România și de firma de consultanță Mercier Marsh. La polul opus, angajații din așa numita zonă blue collar, care au studii, nu au studii superioare, însă activează ca operator de producție, își cresc salariul cu mai puțin de 50% în primii 5-7 ani de muncă. Evident, asta și pentru că pe această ramură salariile sunt strâns legate de salariul minim reglementat de stat. Iar dacă vorbim despre cele mai ridicate salarii entry level, avem așa 9.000 de lei pentru un software developer cu 0-2 ani de experiență, 5.500 de lei pentru un contabil și doar 3.000 de lei pentru un muncitor. Sumele sunt brute. În ciuda acestor cifre, România rămâne, din păcate, țara Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate ale abandonului școlar. Și despre asta vorbim acum cu invitata noastră, cu Oana Gheorghiu. Evident, vorbim la pachet și cu ideea aceasta anunțată de Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, care vrea deschiderea școlilor de săptămâna viitoare, și atunci întrebarea e: a fost sau nu utilă această vacanță de două săptămâni, credeți dumneavoastră? Mai întâi de toate trebuie să spun că sunt fericită că nu am un copil la școală în România în momentul ăsta și că mă gândesc cu empatie și cu groază la părinții care sunt nevoi să treacă prin așa ceva. Sunt niște decizii luate fără niciun fel de strategie, care nu se bazează pe nimic. Au închis școlile când rata de infectare cred că era mai mică decât este acum. Le deschidem acum, dar nu știm de ce să le deschidem. Este atât de haotic tot ce se întâmplă și toate deciziile care se iau, încât cred că îi bulversează foarte tare pe părinți, care trebuie să găsească în permanență soluții pentru copii atunci când stau acasă, sau măcar să știe ce au de făcut pe termen lung, dar cred că este foarte, foarte greu pentru elevi, pentru că aceste rupturi de ritm sunt îngrozitoare și sunt deja 2 ani în care sistemul românesc de învățământ, ca și cel de sănătate, n-a fost în stare să se adapteze la această situație și ca anul acesta să începem cu o strategie să asigurăm niște condiții de online pentru toți copiii din toată România, că până la urmă România are unul dintre cele mai bune interneturi din lume, deci nu rețele de internet din lume, nu știu de ce chiar nu putem să facem asta și chiar nu s-a putut în acești 2 ani să facem măcar pentru copii lucrul ăsta. Ne gândim că sunt niște generații care pierd foarte, foarte mult și copii care nu vor mai recupera niciodată și este extrem de trist.